Acum deja eu mă duc și o să zbor, care sunt toate literele. Deci, ultima întrebare. Aceste patru mâini. Și sunt mâini de bărbat sau de femeie? E o întrebare care, sigur că eu am văzut ceva, dar vreau să... Da. Parcă mi se pare că de bărbat. Da, parcă sare. Deci, coroană. Da, coroană, nu știu. Dar sunt mâini. Eu prima dată am văzut mâini. Da. Două și două mâini. Da, în fiecare vede în viziunea lui, eu de fapt ce ai, am comparat cu coarnele cerului. Și astea sunt coarnele cerului? Dar eu nu. Ele, de fapt, înaltă și este asemănarea, însă și toate mâinile noastre, da? Când am privit coarnele acestea cerului, când ele vin încălcite și, cum spuneam, că nimic nu e întâmplător, însă și ei cu coarnele luptă, merg înainte, dar noi cu mâine. Cum este, deci, mâine? Armă de luptă, știi ce am văzut? Da, de mândrie. Eu am văzut pe lună și am văzut iarăși bărbatul și femeia, numai mă gândeam la femeie, trebuie să fie puțin mai fine. Ce o fi? Da, de mijloc, mai fine. Asta. Da. Parcă astea două, pentru că ele sunt doar așa. Deci așa stau. Pe lună. Și de ce pe lună? A, venerat, scriitorii când scriu, eu nasc pe lună.